Ce treabă ai tu că vreau să vorbesc cu ea sau nu vreau? Dacă eu nu m-am apropiat de ea și încerc să o cucerezi de la distanță, care e problema ta? Nu înțeleg. Dar vorbeam cu Dacă vorbeam cu Simona, nu aveai nicio problemă, trebuie da? Trebuie să uite, există problemă. Încă îmi place de ea. Uite, dar... încă sunt mor după Adelina. Care e problema ta, omule? Tu ai probleme. Vezi, de pătrățica ta și nu te mai băga aiurea unde nu trebuie. Tu ai probleme în situație. Vezi acolo de relația ta, care nici de aia nu știi să ai grijă, da? Și te mai băga tu să iei apărare, să faci tu aici pe Sfântul, da? Tu ai probleme. Vrei să arăți că ești tu apărătorul patriei. Apărătorul cui, mă? Că nici măcar nu m-am dus să-i fac ceva femeie. Tu ai probleme cu hormonii. Toate fetele. Tu ai filmat Adelina, dar nu ai zis chestia asta. Deci cum filmați femeie? Tu ai probleme cu hormonii? Mă, n-ai zis chestia aia, mă. N-ai zis? Ai zis, hai Adelina să vorbim, că oricum a plecat Radu și s-a supărat. Mă, cum n-ai zis, mă? Nu băgați Adelina în seamă. Uite, Claudiu nu minte, era Claudiu aici. Nu-i așa, i-am zis, nu băgați Adelina în seamă. Păi era Claudiu aici. Uite, mă, mă face să-mi vin, băi, dau un p***. Nu. Lasă-mă în pace. Radu! Dar Radu! Chiar e p***a, mă, nu! Tu, Radu! Radu! Dacă eu țin cum de-alea, lasă-mă, nu mă... Nu te duce, mă, da. Radu! Dar chiar mă ia la mișto, mă! Lasă că nu faci nimica, Simona! Ba da! Nu o faci, nu-ți bati capul, nu face! Vrea să-l bată pe Madalin. Mă, fac să vin de 100 de ori să-mi dea X-uri pe ecran? Nu, că nu mă duc la el. Mă fac să mă duc să îmi dai X-ul ăsta de ori. Mă pleci dacă vine la tine, ieși frumos afară și pleci. Cătează, că mă disperă, păi nu mai stau să vin de 100 lasă-mă în pace. Adina, zen, zen. Nu, vezi? Ieși. Ce vorbesc, vezi? Hai, du-te în casa ta. Îmi asum eu toate pedepse, sunt la roșu. Hai, ieși. Ieși. Nu, că n-ai cu ce. Du-te, Adina, du-te. 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 Cu capul meu. Ce are, așa că ești aici. Dar nu veni după mine. Nu, lasă-mă. Hai. Nu, nu-ți convine situația? Du-te dacă nu-ți convine. Că uite ce se insinuează. Hai, nu, hai că te duc eu. Ești tu. Uite cum vreau. Du-te de aici să nu te împing. Du-te de aici. Du-te că-ți convine situația. Du-te că-ți convine, că dacă nu-ți convine, plecai. Vorbește. Ți-e greu să pleci? Ți-e greu să pleci? Mă, ți-e greu să pleci? Mă, ți-e greu să pleci? Ți-e greu să pleci? Ți-e greu să pleci? Nu că ești cu capul. Ți-e greu să pleci? N-am văzut așa ceva în viața mea, bă, pe mea. Viața bă, mea, de când mă știu, un om încăpățânat care să nu priceapă cu ceva. Du-te odată, că nu te împing, du-te, nu mai exagera. Bine, mă duc și singur, nu trebuie să vii după mine. Ți-am zis să te oprești, bă, dacă vine la tine, de ce nu pleci? Mă, dacă vine la tine, de ce nu pleci? Deja un picior, mă, dacă vine, de ce nu pleci dacă vine la tine? Adelina. De ce nu pleci dacă nu vine? Păi, dar nu înțelege. Bă, poți să-ți explice vreodată dacă tot eu ce se întâmplă? Nu mă interesează ce s-a întâmplat. Mă, dacă ăla se pune lângă tine. Bă, dacă, bă, ascultă-mă! Dacă ăla se pune lângă tine, da? Și știi ce face, înțelegi? S-a dat cadru, bă, s-a dat cadru. Mă, s-a dat cadru. Mă, s-a dat cadru. Nu eram doar eu cu el. Nu contează. Erai cu Vlăduț. Nu contează. Nu contează dacă ăla se pune lângă tine. Dacă ăla se pune lângă tine. Mă, te dai, că știi ce faci. Uite, discuție. Na, că stai. Uite, discuție. Nu e, asta e doar în capul tău, știi, nu? Discuție. Și Duțu care inventează, fă acolo și inventează. Exact. Și exact. Nu minte. Bă, eu nu-i cred pe ei. Bine. Tu nu înțelegi? Păi e vorba că stai aici, te complace situație. Bă, dacă eram vezi că iar vine. Bă, dacă vezi că iar vine. Dacă vezi că iar vine și spune. Dacă vezi că iar vine și spune că îi place de tine. Tu stai acolo. Mă, tu stai acolo. Te oprești puțin. Tu stai acolo. Te oprești? Nu, tu stai acolo. Păi când n-am cum să vorbesc. Dacă tu ai o poveste și o poveste, mă lași să vorbesc puțin. Mă lași să vorbesc, Radu. Dă-te-o! Nu, că n-ai. Te rog frumos. Dă cheia și lasă-mă! Vlad, dar tu nu știi că aici avem reguli? Știi cea regulă? Alo? Alo, Vlad? Băi! Știi cea regulă că n-ai voie să încalci regula, să pleci dincolo? Treaba lui, să vezi ce pedeapsă îți iei. Radu! Radu! Stai să vezi ce pedeapsă. Dacă după fază de genul, vor să arate că ei sunt reali și că da. Te iubesc, știi? Da, e problema. Auziți? Am și eu o întrebare. Până acum nu v-ați pupat așa cu foc. Când sunteți acuzați că nu sunteți un cuplu real.
și că nu vă interesează unul de altul, ați început să vă pupați cu foc ca să arătați voi că cine sunteți. Ăsta e un gest ostentativ, se numește, dragii mei, da? Se vede falsitatea. Încercai să plec cu Vlad. Ia întreabă-l. Odată pe scări îmi dă 2X, odată pe afară întrebă și nu mă lăsă să fiu. Ți-am zis, las ușa deschisă. Tu ești dacă ți-am zis, las ușa deschisă. Alina, ce are cu mine? Ți-am spus. Nu îi place de tine. Ești nu că îmi place de mine, nu mă interesează fizic. Doar de ce... Nu știu ce are cu tine pentru că nu vorbesc cu Alina. Ești de unde să știu ce are cu tine? Aici? Ești culmea. Vrească, Dumnezeu. Ana. Tot, nu, eu nu mă înțeleg cu tine. Nu vorbesc cu părerele și nu le întreb ce părere au din... Janina, na. Dar nu mă interesează părerea lor despre mine. Băi, nu interesează, nu asta. Vreau să știu, eu am încredere în tine și în părerele tale și vreau să știu ce consider tu. Janina e pe genul meu, nu pe genul tău. Janina nu vrea să audă de tine. Păi, dar nu înțelegi că nu asta e ideea, măi, femeie. Mamă, te Janina e pe genul meu, nu pe genul tău. Nu mă interesează ce crede ele despre mine. Mă interesează ce crezi tu despre ele. Asta vreau să știu. Adică, e o fată care are bun simț, e o fată care... Dar de ce mă întrebi tu pe mine? Ca să văd ce părere ai tu și să știu dacă aș putea să mă potrivesc cu ea sau nu. Prima și prima dată, când s-a văzut cadrul, cadru cu mine cu Codruț și cu ea... Cum s-a văzut, dacă zice și Vlad? Nu, ok, am înțeles, dar cum s-a văzut de aici? Eu înțeleg că s-a văzut, da, înțeleg. Las-o, zi, cum s-a văzut. S-a văzut ca și cum râdea unul altul? S-a văzut, dar dacă Vlad zice că nu... Zic asta. Ok, nu și după ce ți-am zis că n-am fost acolo, am eu motiv să... ăsta. Păi nu, de-aia zic. Păi și atunci... Deci Vlad era aici, eu eram aici, era Mădălin și am pus-o pe Simona. Păi știi de ce nu înțelege? Știi de ce nu înțelege? Pentru că ea știe adevărul. Pentru că știe cum a fost, de-aia nu înțelege. Și tu că mă deranjează că reacționează așa, nici măcar nu mă întreabă, frate, și îți spus ei. La fel, tu cum ai reacționat dimineață? Tu cum ai reacționat la el azi dimineață? Păi vezi? Nu poți să-l judeci pe el sau el pe tine. L-am întrebat ce ai acolo. Dar tu știi, da. Îl cunoști. Am pupat și te-ai dat în spate. Ce ai? Ce ai făcut? Atât. Pentru că se duc conexiunea că ne-a făcut și p***e Radu, pe bune. Nu v-am făcut pe voi. Bine, așa se păzut. Nu știu ce, n-am zis de voi nimic, eu nici n-am vrut să vorbesc. Mă jur, și Janina inclusiv știe chestia asta. Bine, hai, lasă-mă. Dar nu vine de toți concurenții. Ba da. Ba nu, uite. Ba da, vin. Hai, Alex. Ana ți-a dat mesaj, ce nu te îndrepti spre Ana? Ana nu mi-a dat mesaj. Păi nimeni mi-a dat Ana mesaj. Ana sau că ți-a zis Ana ce se întâmplă prin casă, n-ai zis așa? Tu ai zis. Da. Păi da, nu Ana mi-a zis. Nu. Păi cum Ana ai zis că zis? Ai zis Ana. Păi da, dar mi-a zis în grădină, nu mi-a zis afară acasă. Da, se vede. Ieri am vorbit cu ea asta și a zis băi Ana. Nu, dar știi ce care e problema că Ana nu mi-a zis când a fost pe plasmă. Știi că am întrebat-o. Aduți aminte, am întrebat-o. Băi Ana, e adevărat că fetele au complot împotriva mea? Și a zis nu. Și a zis: "Bă, cum Ana nu?" Nu. Apoi o iau frumos ieri în grădină, când am fost, da? Și îmi spune că da, că au, că spun că uite, votează pe ăsta, că e așa, că nu știu cum, păi că... dacă a avut încredere să zic ții chestii de genul... Da, oricum e filmată, spre ea, e filmată. Spre ea. Nu, nu am nevoie să mă îndrept spre ea, din moment ce ea singură s-a băgat în jocul ei, în jocul vostru și bun. Mi se pare fata că își urmărește cealaltă. Doar interesul fata asta. Fata cealaltă nouă. Fata aia nouă, nici măcar... Și nu. Gen cum ar veni toată lumea. Ia ascultă. Da, m-am cunoscut cu ea, nu puteți să spun. Voi stați mă măriți. Hai să ți arăt cum se întorc toate împotriva ta. Eu încerc. Hai să ți arăt. Cum încerc repede să mă îndrept spre o fată? Voi repede dăm o voie. Să-mi tăiați mau. Dăm voie să ți arăt cum toate se întorc împotriva ta. Deci, fii atent. În gală, te-au votat Radu. Să ieși. Radu. Eliminare. Radule. Asta înseamnă că toată lumea face. Ce faci? Toată lumea face lecții. Băi, te-au votat 15 cine? Nu, 3. 4 te-au votat pe tine, 5 pe mine. Alea 5 care sunt influențate și atât. Dar hai să nu mai avem discuția asta, că m-am plictisit de ea. Și mai ales cu tine. Dar el exagerează prea tare. Dar și dacă erai? Nu că exagerează, Alina. Am spus-o foarte clar dacă... Mi-a zis, nu vorbești cu Codruț. Dar nu vorbi, dar mă rog. Băi, fată, dar ce ai vorbit cu el? El s-a pus acolo, tu aveai o conversație cu Vlăduț. Dar nu se vedea pe conexiune, se vedeau doar eu și Codruț. Dar de ce nu trebuie să vorbești cu Codruț? Pentru că am eu cu multe îmbărlegători. Ți-a făcut așa vrea ție? Radu. E, așa vrea Radu. Dar cine vrea? Mă rog, mai, că, are și motive, vrea? Doamne, Alina. Permiți prea mult timp. Deci ne certarăm pe afară de ieșit și domnișoara Cristina. Ferească Dumnezeu. Ce-a făcut? A ieșit și domnișoara Cristina din cabina ei. Care e problema, Alina? Da, eu nu vreau. Care e problema?
prea exagerezi. N-am motive? N-am motive? Nu, n-ai motive. Bă, da, am toate motivele din lume. Nu, n-ai motive. Încă, n-ai dreptul. Încă ba, nu ai dreptul să-i spui am ei cine să stea lângă ea sau cine să nu stea. Nu vreau să stea lângă oameni care îmbârligă. E simplu. Dacă pe mine mă deranjează și ține cont de asta, bine. Dacă nu, să mă lase în pace. E simplu cu mine. Înțelegi? Dacă era un om, ți-am zis, uite, cu Vlăduț de ce n-am avut nimic? Cu Claudiu de ce n-am avut nimic? Ok, ce vină a avut ea acum că Codruț s-a pus lângă... Dar nu m-am pus lângă dar nu era lângă mine. Dar nu lângă ea, lângă Vlad. Lângă Vlad, am văzut și eu. După cum am spus și am explicat, i-am explicat și am pus-o și pe Simona, să zică cum s-a văzut da, cu, din casa fetelor, de-aia am avut reacțiile astea, înțelegi? Că au stat, că n-au stat, eu judec cum am văzut. Nu o întrebi, o acuz direct. Și mă întrebi ce s-a întâmplat și după ce o acuz. Exagerez, eu sunt treabă, omul. Păi asta zic, el nu întreabă niciodată, el te acuză direct că ai făcut. Să fii făcut dimineața ce ai făcut, femeie? Nu stau acolo. Azi ce ai făcut? Te-am întrebat. Te-ai întrebat, te-ai dat de lângă mine și gata. Să fi... Nu, Radu, exagerezi. Când ai văzut că m-am enervat, ai venit lângă mine pe canapea. Radu... Să fi fost în locul ei, eu nu stau cu tine o secundă, jur. Dar nu ți-a cerut nimeni părerea dacă ai vrea să stai cu mine sau n-ai vrea să stai cu mine. Dar nu, nu, nu mi se pare nu corect ceea ce... Păi dacă eu am spus lângă nu. Oamenii care îmbrânică... Dar nu am stat lângă ele, Radu, exagerezi. Nu vorbești legat eu vreodată. Nu vreau să fi lângă chestia asta, nu stătea lângă mine, stătea lângă Vlad. Nu mai nu așa cum, s-a văzut pe nu ai cum să stai lângă oameni care îmbârligă. Vezi că se bagă seama cu tine, ori întorci spatele, ori pleci, ori... Eu eram lângă Vlad, dacă nu vrei să întrebi și nu vrei să înțelegi... E sincer, de data asta chiar a vrut, adică era Mădălin acolo și ăla mă striga și eu vorbeam cu Vlad da, cu mă, afară. Și Codruț a venit, s-a pus cum ar fi în fața lui Mădălin. Adică, și acum gata. Asta a fost singura dată când m-a ajutat, sincer. Gata, acum dacă ai înțeles cum au fost lucrurile, gata. Păi și eu am zis să... Și-a spus în felul lui, dar bine, era în spatele meu și vrea să bagi în seama cu ea, eu m-am pus în fața lui. A venit la Vlad și a zis, dar ce Vlad m-ai strigat că eram afară, adică el fusese afară. Vlad m-ai strigat că eram afară și Vlad zicea, da, ce adidas mi-am luat, vai, da ce plouă, da Gencu. Și ziceam continuu, da Gencu, cum ar fi, Gencu, cum ar fi și râdeam și eu și Codruț. M-ai schimbat circul, m-ai schimbat teatrul ăsta, băi, tot voi trei. L-ați mai făcut de m-am plictisit de Radu, Adelina, Codruț. Săgeata, băi, ne-am plictisit de săgeata. Adelin, tu ai vorbit șapte ore, dar tot ce te rog. Voi acceptați ce se întâmplă? Dar băi, nu vedeți că se întâmplă cu fratele lui să sară iar la bătaie sau să facă. De astea mai bine Mădălin, am zis, mai bine se ceartă cu mine și mă pun eu în locul ăsta. Vă spuneți că mă repet, dar voi repetați aceeași prostie de poveste, dar nu se mai poate. Hai să ne aducem aminte, acum vreo două săptămâni, când Codruci a stropit-o cu apă pe Adelina, bine ăsta, de ce ai stropit-o cu apă, la 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 la, aceeași poveste identică. Băi, tati, cum poate să fie povestea asta credibilă, din moment... Ai cu cine să vorbești, băi, disperați de ăștia de viața aduce. Bine, da, votează-mă, că vorbesc mult și tare, tu puneți un... Și votează-mă. Votați-mă, Dărin. Ok. Hai, mă, mai atacă, cum poate să fie credibilă din moment ce Codruț vine și le arată să lua mesajele cu Ana? Cu câtă credibilitate aveți, băi, oameni, băi. Ai mai repetat cuvântul. Măcar mai iați oameni pe lângă tine. Ai mai repetat subiectul. Când faci teatru, păi, tu le repeți subiectul. Ai repetat. Tu le repeți de vreo 2-3 săpăni cu amplificii de ele, Doamne. Iar ești frustrat. Vă încercați voi doi și îl mai băgați și pe Codruț ca să mai aveți. Iar ești frustrat. Nu se mai poate. Nu, sunt plictisit. Madalin. Nu știu dacă e pus de Radu sau nu e pus de Radu, din ce am observat e eu, pus. Ăsta, Codruț se agață de ei ca să mai facă și el un subiect. Cum? Nu, crede-mă că dacă aș vrea cum să fac subiecte, aș avea multe chestii ca să fac. Cum era Nicola și l-ai dat pe Nicola? Și că te prea bine că am multe chestii care aș putea să fac subiecte. Cu Adelina și cu ăsta. Nu mai aveți subiect? Tu nu ai subiecte, mă! Eu vreau să vorbesc pe Radu, eu vreau să vorbesc pe nouă ăsta. Printr-o aberație acum, acum tu aberezi. Tu vrei subiect pe aberație, eu nu stau. Radu, el se agață de tine, Codruț se agață de tine. Nu mă agrăstai și liniștit că dacă aș vrea să fac subiecte, așa vrea cu cei. Îți dau dreptate aici. Aberați. Să mai zic aceasta. Nu. De băi, omule, Codruț e săgețica ta, deja o știi toată. Ei, nu mai poți să o joci așa. Ceea ce ai zis tu, susțin și eu. Schimbă placa. Asta e părerea mea, că m-am e îmbârligător și se agață de mine, da? Da.
Nu e niciun îmbărligător. Văd că da? E tu te-ai supărat pe da? Bune și el uite a fost satisfăcut că da, te-ai supărat mea, și aia Adelina să continuă. Deci eu n-am văzut un om, da, să aibă așa crize de supărare, cum s-ar zice. Râde într-una. Orice. Uite, acum e serioasă. Asta e fața Adelinei. Da, mă, dar Radu, asta e fața Adelinei la un subiect normal. Asta este. Când ea este supărată, ea râde, cică. Acum ea este deranjată de ceea ce spun eu și asta e o față normală deranjată, de om. Deranjarea da. Și supărarea sunt două lucruri diferite. Oricum, ești un om nesuferit. Dar măcar fii tu. Da? Du-te, mă, tu du-te, du-te la Andrei, da? Te rog. Cum ai jucat teatru? Ce e Andrei? Du-te, mă, la Andrei, mă, să-ți trească ce iubești. Uite, vezi, știi, toți susținătorii. Aia e. Nu e susținător. Hai, mă, gata, iar încep cu asta. Nu e susținător. Ăla e ciorna ta. Te faci de râs. Ăla e ciorna ta. Te faci de râs, Adrino. Noi, nu ne interesează. Măcar fii deșteaptă. Nu ne interesează. Și fii tu naturală, că se vede că ești falsă. Da, lasă-o pe aia să fie falsă. Ăștia doi și să o joace măcar, da? Ăștia doi și să o joace. Dar tu nu și să o joci. Învață să o joci și tu măcar. Faci niște cursuri de actorie. Da, da, da. La mine fac cursuri de actorie, draga mea. Da, Mădălin, da. Nu te mai văd. Atacă, atacă femeile, că zâmbești așa. Când tu, așa, în mod atac. Normal, Radu vrea să te facă să plângi. Atac. Ai văzut cât de supărat el, că zice: bă, ce p***ești, că de ce râzi? Atac. Că el vrea să te facă să joci teatru cum trebuie, Mădălin, înțelegi? Mădălin, nu, e invers. Păi, dar care e problema? Ea e falsă sau eu sunt falsă? Adelina îl face pe el să se enerveze prin faptul că râde când vorbește cu Codruț. Băi, tu joci. Nu, duțule, tași. Da, tu chiar crezi chestia asta cu Codruț, cu Adelina și cu Radu? Ăsta se enervează pe bune. Adelina râde, Adelina râde când nu e în prezența lui. Omule, pentru că e un teatru și că el pus de acale între ei de acasă. Înțelegi? Vrei să înțelegi lucrul ăsta? Păi aceeași poveste de când ai venit în casă. Aceeași poveste o repetați de când am venit. Tu o repeți, omule. Eu înțeleg că în casă se dă dură cadre cu mine. Și bagă strâmbe și inventează. După aia schimbă subiectul la 90 de grade, ca și cum el n-a zis nimic. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.